Primăria Comunei Moșnița Nouă va construi un liceu la cele mai înalte standarde. A fost semnat contractul de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15, proiectul construire liceu tip școală verde în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș, a fost aprobat cu 97 de puncte, situându-se pe locul 7. Va fi o clădire verde care va respecta standardele europene, regim înălțime, parter plus două etaje, cu o suprafață desfășurată de peste 2630 de metri pătrați, cu 13 clase, spații administrative, Stiare, cabinet stomatologic, grupuri sanitare, laboratoare, ateliere și bibliotecă. Amenajările exterioare prevăd un teren de sport de peste 390 de metri pătrați, parcare pentru 18 locuri și o zonă verde. Clădirea va fi situată pe strada Surduc, în localitatea Moșnița Nouă. Valoarea totală a proiectului este de peste 25 milioane de lei.